Alimentația echilibrată și un stil de viață sănătos sunt metodele prin care se poate ține sub control diabetul zaharat de tip 2. În acest sens, specialiștii din cadrul Centrului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Suceava au organizat un eveniment prin care au dorit să conștientizeze populația de importanța unui stil de viață sănătos. Acțiunea s-a desfășurat în 9 centre de diabet din România, iar conform doctorului Gabriela Crețeanu, în Suceava sunt 33.400 de diabetici. Din 1987 până în prezent, la nivelul Centrului Județean Suceava, sunt înregistrați 33.400 de persoane cu diabet. Anul 2014 a fost declarat de către IDF, an în care sunt deja în lume 400 de milioane de persoane cu diabet, iar rezultatele studiului Predator arată că prevalența acestei afecțiuni în partea de nord-est a țării este de 11,6%. Acest procent atât de ridicat este datorat, în primul rând, persoanelor cu suprapondere și obezitate, dar și dietelor nesănătoase și a lipsei de mișcare. Ca și recomandări, este extrem de important să luptăm să reducem greutatea la persoanele cu suprapondere și obezitate, să existe o alimentație sănătoasă, să interzicem, în general nu ne place să interzicem, dar la fumat trebuie interzis. Iar consumul, numai cel excesiv de alcool, trebuie diminuat. Pentru că în condițiile astea, toți factorii de risc, atât pentru diabet, cât și pentru bolile cardiovasculare, vor fi reduse. Deși afecțiunea poate fi prevenită, 11% dintre suceveni au predispoziție spre această maladie. Micul dejun joacă un rol important în prevenirea acestei boli. Micul dejun sănătos trebuie să includă fibre. Fibre înseamnă cereale integrale, nu cele de ciocolată cărora li se dă copiilor, deși scriu că au și vitamine în compoziție. Nu este conținutul crescut de dulciuri un mod de a mânca sănătos la micul dejun. Putem include fructe și legume și aș prefera să le recomand să fie consumate ca atare, nu stoarse, pentru că prin acest mod se pierde cantitatea de fibre extrem de importantă. Fibrele în alimentația cu lichide care în stomac dau senzație de sațietate prin mărirea volumului, au de asemenea efect de a reduce absorpția de colesterol, de grăsimi de la nivelul intestinului. Întâlnirea s-a încheiat cu sfatul psihologului Ștefan Ivan Țugui și amintirea faptului că o alimentație sănătoasă împreună cu multă mișcare previne această maladie.